Cuvânt al monahului Petru. Să fim următori sfinților, adică trăind ca ei în viața aceasta, în foamete, în sete, în frig și în sărăcie. Unii s-au sfârșit prin foc și prin sabie și s-au nevoit cu totul în ispite. Așa și noi, până la moarte, să ne asemănăm lor. Orice voiți totdeauna cu credință să cereți. Aceasta este voia lui Dumnezeu, ca neîncetat să vă rugați fără mânie și îndoială. Pentru că fiecare gând străin desparte mintea de Dumnezeu. Toată nevoința diavolului este să despartă și să surpe mintea de la Dumnezeu și să o împreuneze cu gândurile spurcate. Deci să ne ferim de gândurile pe care le strecoară el în inima oamenilor. Pentru că diavolul pe toate le preface, uneori adică în străluciri, iar alteori arătând chipuri, fețe și fapte necuvioase. Iar ticălosul om, stând într-un loc, îi se pare, amăgindu-se, că este în altă parte și că vede pe cineva și că ar vorbi cu el de față și că pune la cale fapte care sunt toate înșelăciune diavolească. Deci dator este omul să-și întărească și să-și păzească mintea și să o înfrâneze și tot gândul și toată lucrarea să-și cerceteze în numele Domnului nostru Iisus Hristos, care a ridicat păcatul lumii, ca unde stă trupul, acolo să-i fie și mintea, ca între inima oamenilor și Dumnezeu să nu se afle nimic altceva, ca un zid sau gard, care ar întuneca inima, ci numai cu însuși Domnul să vorbească. Nu este cu putință cuiva să câștige împărăția cerurilor, dacă nu se leapădă mai întâi de voia sa și de nu va face întru frica lui Dumnezeu cele poruncite lui. Precum și Hristos spune, n-am venit să fac voia mea, ci voia Tatălui meu, celui ce m-a trimis. De care voie cineva dorind și pătimind și răbdând, îi se socotește lui răstignire și se face fiu al învierii și al vieții veșnice. Fericit este omul cel ce rabdă ispite, pentru că destoinic făcându-se va lua neveștejita cunună a măririi. Deci astfel de făgăduințe auzind, îndelenciți-vă de apururea și vă sârguiți spre Domnul Dumnezeul nostru până ce se va milostivi spre noi. Și nimic altceva să nu cereți în afară de milă de la Dumnezeu, însă căutând milă cu zmerită inimă să o cereți și încă să vă rugați de dimineața până seara, iar de este cu budință și toată noaptea să ziceți neîncetat, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasă.